Cine este Asia, actrița din serialul Infidelul? Este Cansu Dere, o actriță turcă celebră și model internațional. S-a născut la 14 octombrie 1980 în orașul Ankara. A urmat cursurile Facultății de Arheologie a Universității din Istanbul. Dere a câștigat concursul de frumusețe Miss Turcia în anul 2000 și este preferata creatorilor de modă din Turcia de peste hotare. A apărut pe coperta revistelor celebre. A defilat pe podiumuri importante la evenimente de modă la Paris și a lucrat cu mulți fotografi celebri. A lucrat ca redactor, dar și ca reprezentant al showbizului turcesc. A debutat ca actriță în anul 2004 și a jucat în producții de mare succes precum Sila, Puterea Destinului, Suleiman Magnificul, Ezel, Son Omasli, Emily, Ali, Define, Oya, Alex, Zeynep în El Yazisi, a jucat rolul lui Bahar și alte multe roluri în diferite seriale turcești. Frumoasa actriță iubește cărțile și nu-și poate imagina viața fără lectură, muzică și călătorii. Printre scritorii ei favoriți se numără Irvin Yalom, Giovanni Boccaccio. Trăsături de personalitate. Nu-i place extremismul în legătură cu nimic. Nu-i place să îi se pună prea multe întrebări. Nu agrează familiaritatea acolo unde nu este cazul. Este introvertită și stă departe de mediile aglomerate. Îi place să călătorească în diferite locuri pe care nu le-a mai văzut și crede că este necesar să călătorești și contribuie la călătoria ei interioară. Chiar am ajuns să mă cunosc mai bine în timpul călătorilor. Am găsit lucrurile mici care mă fac fericită. Mi-am schimbat perspectiva asupra vieții. Am fost eliberată de poverile mele, călătorind cu prietenii mei. Este selectivă în privința proiectelor. Cred că a fi selectiv este necesar pentru